Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc ca de fiecare dată că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Discutăm astăzi despre importanța alegerilor europarlamentare, pentru că există, într-adevăr, în ultimii ani un trend ascendent în ceea ce privește interesul românilor în general privitor la aceste alegeri, dar în același timp există totuși în continuare un interes destul de scăzut pentru tot ceea ce înseamnă Parlamentul European, pentru ceea ce înseamnă până la urmă oamenii, românii noștri pe care îi trimitem acolo pentru a ne reprezenta. Sunt multe beneficii pe care le avem și le-am avut în ultimii ani. Aici mă refer și la unitățile administrativ-teritoriale din județul Hunedoara, din România, care au beneficiat de foarte multe fonduri europene. Bineînțeles, acei primari care și-au și dorit să muncească puțin mai mult pentru a putea să acceseze astfel de fonduri, dar în egală măsură sunt cumva și acei oameni care spun nu avem nevoie de Uniunea Europeană, pentru ce să fie acolo, nu ne reprezintă acești oameni pe care îi trimitem așa cum trebuie. Noi încercăm să aflăm astăzi, de la invitatul meu, care este, de fapt, realitatea. Domnul Iuliu Winkler, europarlamentar din partea Partidului Popular European și președinte al UDMR Hunedoara, este astăzi alături de noi. Bună ziua, bine ați revenit! Vă mulțumesc frumos pentru invitație și salut și pe cei care ne urmăresc pe lungimile de undă și pe social media pe care tocmai ați enumerat-o. Social media, trebuie să fim peste tot pentru că, iată, avem un public atât de variat și trebuie să ajungem și mesajele pe care inclusiv dumneavoastră le transmiteți trebuie să ajungă la toate categoriile sociale, categorii de vârstă și așa mai departe. Sunt, cred că acum, principalele întrebări ale oamenilor acelea: mă duc la vot? De ce ar trebui să mă duc la vot? Pe cine aleg? Cum aleg? De ce este important să merg să-mi aleg un europarlamentar? Iar aici cred că este una dintre cele mai mari probleme, de unde își iau informația acești oameni. Noi am mai discutat de-a lungul timpului despre acest subiect și cred că sunteți în măsură să le explicați hunedorenilor și nu numai tuturor celor care ne urmăresc de ce sunt importante totuși aceste alegeri europarlamentare. Acum, eu vă mulțumesc frumos pentru că ați pus o serie întreagă de probleme pe masă și a trebuit să le, luăm pe rând, să încercăm să le disecăm, dar ați pus o problemă foarte, foarte importantă și pe cu care v-aș dori să încep. Și anume, ați spus, trebuie să găsim canalele pe care mesajul nostru al politicienilor să ajungă, al parlamentarilor europeni, ai celor care vorbesc despre Europa, să ajungă la cetățeni. Eu vă spun că la fel de importantă este și relația inversă. Noi trebuie să fim atenți la ceea ce ne spun oamenii, pentru că dacă nu suntem atenți, atunci repetăm mesajul nostru, după punctaje vin și eu cu 4-5 foi de hârtie și îmi citesc punctajele în fața celor care ne urmăresc. Iar mesajul pe care oamenii îl transmit este mesajul nemulțumirii. Este mesajul problemelor cu care ei se confruntă, fie că este vorba despre lucrurile de zi cu zi, birocrația care îi omoară, faptul că noi vorbim despre fonduri europene și ei nu ajung la aceste fonduri europene, faptul că noi vorbim despre Schengen, dar România încă nu este admisă și este o dublă măsură pe această linie, și faptul că noi vorbim despre tranziția verde, despre tranziția digitală și oamenii percep doar costurile acestei tranziții. Nu este admisibil ca să-ți încălzești locuința să devină o problemă. Nu este admisibil ca mobilitatea să fie o problemă pentru că vrem să, eu știu, să eliminăm mașinile cu motor cu ardere internă și să trecem pe autovehicule electrice. Dar oare este posibil acest lucru? Dacă nu este posibil sau nu este posibil repede, înseamnă că Uniunea Europeană a greșit undeva.
Dacă ne uităm în magazine și vedem prețul produselor, chiar dacă guvernul vorbește, în fine, a încercat tot felul de scamatorii, care evident că sunt scamatorii politice, tot ceea ce s-a făcut cu prețul maximal sau cu, în fine, maximarea profitului la anumite alimente și așa mai departe, astea sunt scamatorii politice, nu sunt decizii serioase. Însă, realitatea spune că mergi cu cei 50 de lei în magazin și dacă acum 2 ani de zile îți ajungeau pentru o plăsuță un pic mai plinuță, astăzi 50 de lei nu-ți mai ajung pentru aproape nimic decât pentru pâinea și câteva legume sau câteva produse de bază. Și atunci noi trebuie să spunem, nu pentru că suntem în campanie, ci pentru că avem datoria noi politicienii să fim sinceri. Noi trebuie să spunem, auzim această nemulțumire, vedem această nemulțumire, ce se poate face cu ea? Și atunci, eu cred că trebuie spus ceea ce noi am tot spus și la Bruxelles în ultimii 2 ani de zile. Știți că am mai venit și la dumneavoastră și v-am relatat despre aceste lucruri. V-am spus că noi, cel puțin europarlamentarii UDMR, ne-am abținut sau am votat împotriva unor decizii în ultimii 2 ani mai ales, pentru că ele nu erau decizii bune pentru România. Pot să vă fac o listă, nu cred că e cazul acum, dar decizii din acestea legate de taxa de carbon pe frontieră, decizii legate de eficiența energetică a clădirilor la modul la care în câțiva ani să interzicem centralele termice de apartament. Decizii legate de agricultură în momentul în care vrem să ajutăm sau vrem să susținem Ucraina prin primirea fără taxe vamale a tuturor produselor agricole ucrainene, chiar dacă ele dau peste cap piața internă în Polonia, în Ungaria, în România. Aceste decizii au fost rele pentru România, noi am votat împotriva lor sau ne-am abținut, ele evident că au trecut pentru că este o majoritate extrem de progresistă și extrem de verde astăzi în Parlamentul European și atunci concluzia la toate acestea este una singură. Uniunea Europeană, din punctul de vedere al UDMR, trebuie să se schimbe. Ce înseamnă schimbarea asta? Revenirea la principiile fondatorilor Uniunii Europene și anume, facem politici sau trebuie să facem politici pentru oameni, nu trebuie să facem politici pentru ideologii. Fie că ea este ideologia verde, ideologia progresistă și așa mai departe, noi trebuie să ne gândim mereu la oameni. Și atunci, noi venim și spunem, tranziția verde, sigur că avem nevoie de ea. Tranziția digitală este o realitate, avem nevoie de ea. Dar trebuie cum? Să avem o tranziție justă. Adică trebuie să-i acompaniem pe oameni. Nu se poate să fac tranziție verde scoțând din buzunarul oamenilor banii, eu știu, venind cu măsuri din astea potrivnice. Păi ce o să facă cel care în toată viața lui și-a cumpărat o mașină onestă, bună, de second hand, și cu care și-a făcut 5, 6, 7, 8 ani de zile treaba, a făcut naveta la servici și așa mai departe, când își va cumpăra, nu vorbim de, hai să nu pomenim mărci, da? Dar știți cât costă o mașină electrică, da? Chiar și una extrem de mică, extrem de modestă, tot este undeva la 10-15 mii de euro, vis-a-vis de mașina second hand pe care o cumperi cu 7 mii de euro și care este perfect funcțională și care îți rezolvă problema. Poți să mergi la lucru, poți să pui pe masa familiei, poți să asiguri să plătești taxele pentru familia ta. Și atunci problema, vedeți dumneavoastră, două lucruri trebuie să spun. Problema cu Uniunea Europeană nu este Casa Comună Europeană, nu casa este problema, ci modul în care este condusă Uniunea Europeană și asta putem să schimbăm pe 9 iunie. Iar problema cu tranziția nu este direcția tranziției, pentru că acolo trebuie să ajungem, să avem natură mai bine protejată, să avem apă curată, să avem aer proaspăt și așa mai departe. Problema este cu viteza tranziției. Nu poți să forțezi tranziția în așa fel încât ea să genereze victime în rândul oamenilor, victime în Valea Jiului, victime la Brad, victime la Deva. Nu este acceptabil acest lucru și asta putem să schimbăm pe 9 iunie. Este o problemă valabilă doar pentru România? Aceasta schimbării cu o viteză poate mult prea rapidă sau sunt cum și alte state membre care refuză cumva această tranziție în această viteză? Foarte bine este formulată propoziția, mulțumesc frumos. Deci nu refuzăm tranziția, refuzăm accelerarea
pe motive ideologice a tranziției. Nu refuzăm schimbarea, ci refuzăm viteza schimbării și nu este o chestiune românească treaba aceasta. Același lucru se întâmplă în Ungaria, același lucru îl văd în Polonia, în Bulgaria, dar același lucru îl văd și în marile state ale Uniunii Europene, în Franța și Germania, cele două state cele mai mari. Care nu ne-am așteptat în mod normal să aibă această reacție. E alta față de România, evident, și aveți dreptate, dar este inegalitate. Deci să nu credeți că toată lumea în Germania câștigă 5.000 de euro pe lună și este bine mersi. Nu, foarte mulți câștigă 1.500 de euro pe lună și dacă cu 1.500 de euro pe lună la DEVA s-ar putea să te descurci, în Berlin vă garantez eu și la München că nu te descurci cu acei bani. Și atunci numărul celor care beneficiază de diverse forme de asistență socială în Germania a crescut extraordinar de mult. Pensionarii germani, care acum 25 de ani erau vedetele Europei, ei se plimbau cu rulote, aveau 2-3 concedii pe an, mergeau în Grecia, mergeau în Spania, își cumpărau proprietăți în Spania și așa mai departe. Astăzi, o parte dintre acei pensionari se duc la bucătăria socială și își procură de acolo o masă caldă sau niște alimente, fie cadou, fie la prețuri extrem de reduse. Așa că lucrurile s-au schimbat. Bunăstarea aceasta europeană s-a fisurat, s-a fracturat. Inegalitățile cresc peste tot și problema nu mai este a tranziției juste doar pentru Estul European, problema este pentru întreaga Uniune Europeană. Așa că această nebunie a tranziției accelerate, noi acum trebuie să renunțăm la hidrocarburi, la cărbune, la tot. Nu, stai puțin. Ce a făcut Germania? A închis în 2023 ultimele 3 reactoare nucleare, capacități de producție de energie nucleară, și au redeschis termocentrale pe cărbune. Păi atunci unde este avantajul pentru mediu? Eu, dacă astăzi se întâmplă o zi în care România importă energie, s-ar putea foarte bine să import în acea zi, pentru că noi suntem când importatori, când exportatori. Depinde de echilibru, depinde de cum bate soarele, cât suflă vântul, pentru că avem deja eolian, avem deja solar foarte mult. Dar în ziua în care importăm energie, s-ar putea ca energia aia să fie tocmai produsă în bazinul Rurului din Germania cu cărbune. Și atunci spun, păi, atunci cărbunele meu de ce nu e bun dacă cărbunele din Germania este bun? Lucru eu de ce trebuie să închid? Deja, mai ales la de noi ce închid Valea Jiului? Exact, de ce mai închid Valea Jiului? De ce mai închid bazinul Olteniei? Sigur că Valea Jiului se închide din foarte multe motive, și cele de productivitate, și cele de lipsă de orizont noi, de capacități noi, de perspective pe termen lung și așa mai departe, dar oamenii își pun această întrebare. Păi dacă germanul poate produce cu cărbune, atunci eu ce am? Am o bubă pe frunte? Am o cocoașă în spinare? Sigur că da. Deci, vedeți, această inegalitate, această dublă măsură este cea care trebuie să fie în primul rând demascată, pusă în lumină. Și un lucru important pe care aș vrea să-l spun: să demaști dupla măsură nu înseamnă să-ți rupi cămașa pe TikTok sau pe Facebook Live și să urli acasă, pentru că nu acasă, nu la București trebuie demascată Uniunea Europeană, ci trebuie mers acolo și trebuie frumos, cu zâmbetul pe buze, cu niște tabele în față, cu niște date în față, să vii și să explici de ce o anumită măsură care la Bruxelles e promovată este potrivită Germaniei sau Suediei, dar este complet nepotrivită Poloniei sau României. Și până la urmă este firesc să se întâmple așa și vine cumva și o întrebare firească. Cine are interesul? Interesele întotdeauna pe lumea aceasta, întotdeauna și în toate fazele de dezvoltare ale istoriei civilizației, interesele sunt acelea financiare. Uitați-vă la oricare din canalele de istorie, sunt mai multe canale acum, și vedeți, când se vorbește de orice civilizație, vorbim despre egipteni, vorbesc de sumerieni, cine or fi, prima propoziție care se spune este:
cu tare, Babilon, Ninive, cine doriți dumneavoastră, a devenit un centru comercial care a dus la dezvoltarea apoi a societății de acolo, oamenii au devenit mai bogați, au început să-și permită să se ocupe de artă, de civilizație, de pictură, de arhitectură și așa mai departe. Banii sunt cei care pun lumea în mișcare și interesele economice sunt cele care prevalează. Eu știu că sună cinic, pentru că Uniunea Europeană este o uniune bazată pe valori. Eu cred foarte mult în asta, eu cred foarte mult în demnitatea umană, cred foarte mult în drepturile omului, cred foarte mult în faptul că Uniunea Europeană este cadrul în care și noi, România, prosperăm deja, pentru că totuși, hai să ne uităm în jur, să stabilim că prosperăm deja, avem multe probleme și le vom depăși tot cu ajutorul Uniunii Europene. Însă, în același timp, trebuie să fim și realiști și să știm, păi interesul economic, în momentul în care vin și închid Valea Jiului, exploatările de huilă din Valea Jiului, iar negociatorii în numele României nu sunt destul de abili ca să obțină un târg bun, păi la Bruxelles nu este o societate caritabilă, nu este o societate, nu este un NGO acolo care să vină, să nu este o biserică sau o societate de întrajutorare, ci este o colaborare economică. Dacă eu sunt abil, dacă eu știu să negociez, dacă eu știu să vin cu argumente și suntem coerenți toți, pentru că asta e o altă poveste, cu coerența grupurilor de europarlamentari care merg din România, cu coerența guvernelor succesive care provin un guvern noi spre dreapta, următorul guvern noi spre stânga, și atunci cei de la Bruxelles folosesc aceste slăbiciuni. Și la urmă, exact cum se întâmplă cu PNRR sau cum s-a întâmplat cu PNRR, cu Planul Național de Restructurare și Reziliență, au negociat acolo unii care și-au băgat tot programul ideologic și îi numesc pe cei de la USR, bineînțeles, nu am nicio... Ei au fost cei care au semnat această poveste, după care când ne ducem peste un an sau doi și zicem Comisiei Europene, știți, sunt niște greșeli pe care vrem să le corectăm, ei spun, păi da, voi le-ați trecut acolo, voi ați făcut planul, voi ați întocmit chestiunea aceasta, acum ce v-ați sucit? Nu aveți decât să vă asumați ceea ce deci, ați spus. Deci reprezentarea coerentă este foarte importantă. Eu cred că, știți, discutam mai înainte de a intra în emisiune cu colegii dumneavoastră despre patriotism. Și spuneam că eu sunt un foarte mare adept al patriotismului și eu cred că sunt un bun patriot, așa cred eu, nu pot eu să judec, mă judecă cei care ne urmăresc acum, dar eu cred că sunt un foarte bun patriot. Dar patriotismul este acela care este susținut de competențe. Pentru că patriotismul acela gălăgios, noi am fost primii, pe noi ne-a pus Dumnezeu în grădina Maicii Domnului și așa mai departe, nu este un patriotism care aduce avantaje patriei. Patriotismul susținut de argumente ale competenței este patriotismul care aduce avantaje patriei. Și dacă ne amintim așa puțin ce s-a întâmplat înainte de a afla exact când vor fi alegerile, în primele rânduri de alegeri, cei de la AUR erau împotriva comasării alegerilor europarlamentare cu locale și s-a discutat foarte mult despre acest subiect. Unii spun că AUR nu ar avea ce să caute în Parlamentul European, alții spun că acolo este locul și că îi vor reprezenta pe români așa cum trebuie. Cum se acum, văd lucrurile de la... Despre comasarea alegerilor. Deci vreau să spun foarte clar, din punctul de vedere al UDMR, nu mă întrebați despre AUR, întrebați-i pe cei de la AUR și ei o să vă spună pe aici tot ceea ce trebuie. Să sperăm că nu vă toarnă paharul de apă în cap, cum s-a mai întâmplat pe la alte vremuri, pe la alte televiziuni. Sperăm că totuși suntem trăim într-o lume civilizată. Însă, comasarea alegerilor. UDMR nu a fost consultată. Partidele de la guvernare, cele două partide care ne-au împins pe noi în afara guvernării anul trecut în luna iunie, da, sau în luna mai, nu mai țin minte exact când a fost, au decis comasarea alegerilor și ne-au comunicat și nouă cum le-au comunicat celorlalți, stimați colegi din viața politică, am decis să comasăm alegerile.
Foarte bine, s-a constituit PCR-ul, Partidul Comasat Român, care a făcut o listă, cu greu a născut o listă pentru Parlamentul European. Eu le doresc succes să intre cu cât mai mulți europarlamentari acolo, după care, bineînțeles, că liberalii de pe listă vor veni la PP, socialdemocrații de pe listă vor merge la la grupul socialist. Se va produce ruptura, să spunem, după ce se vor vedea cu Sacei. Nu este o ruptură, dar eu am o mare speranță legată de chestiunea aceasta, și anume, sunt de câțiva ani în Parlamentul European și am o experiență despre ceea ce se întâmplă acolo și trebuie să spun, din păcate, că, apropo de patriotism, patriotismul nu se extinde și la colaborarea dintre cei de dreapta și cei de stânga la Bruxelles. Deși noi acolo ar trebui să colaborăm, pentru că dacă există ceva care se numește interes național, dacă o decizie în domeniul politicii agricole, o decizie în domeniul bugetului este interes național, atunci noi ar trebui probabil să găsim energia în noi, forțele, exact. Să, în primul rând, să avem lunar, sau eu știu la ce frecvență, niște întâlniri la care nu folosim timpul pentru lupta politică și înțepăturile dintre socialiști și liberali acolo, mă refer la colegii noștri, ci să ne folosim timpul și energia la a puncta niște interese comune care sunt pentru țară, și atunci pe acelea le reprezentăm împreună, după care nu ne tot chinuim pe Facebook și la televiziuni să spunem că noi, eu am făcut, eu singur PNL-ul, eu singur PSD-ul. Domnule, noi, cei care reprezentăm România în Parlamentul European, am obținut un rezultat. Asta e, poate că sunt naiv. Se întâmplă acest lucru? Dacă, sau s-a întâmplat în anii aceștia? Nu s-a întâmplat decât extrem de rar. Pe chestiunea Schengen, de exemplu, am fost, dar nu am fost uniți pentru că am fost coordonați. Că în continuare și chestiunea și succesul de pe Schengen, primul pas, și unul și celălalt dintre partide se străduie să-l prezinte ca pe un succes exclusiv și propriu al partidului respectiv. Acum, această listă comasată mie îmi dă o speranță. Poate că sunt naiv și probabil că mă voi dovedi naiv, dar măcar să o spun acum, mie îmi dă o speranță că în următorii 5 ani, dacă tot au intrat pe aceeași listă în Parlamentul European, măcar să existe o mai bună colaborare, pentru că din partea noastră a UDMR întotdeauna a existat deschiderea pentru colaborare, indiferent că noi în acel moment eram la guvernare acasă la București sau eram în opoziție acasă la București, a existat dorința de colaborare. Acum, despre faptul că aceste alegeri au o miză, pentru că asta e foarte important și, de fapt, încă de la început mi-ați spus această întrebare și n-am răspuns la ea. Iarăși, eu nu vă pot spune ce crede PSD-ul despre miza alegerilor, nu vă pot spune ce crede PNL-ul despre miza acestora sau chiar extremiștii care vor să intre în Parlament. Pot să vă spun ce crede UDMR despre miza acestor alegeri și pentru noi aceste alegeri au o miză quadruplă. Vrem, în primul rând, conform principiului reprezentării proporționale, să intrăm în Parlamentul European, să fim acolo și să fim o voce a comunității noastre, pentru că și comunitatea maghiară este una din România, este una din comunitățile care compun această țară, care este a noastră tuturor. Și atunci noi vrem să fim acolo și să reprezentăm această comunitate. În al doilea rând, vrem să luptăm pentru dezvoltare, pentru că banii europeni nu vor veni în mod automat și nu ne sunt alocați în mod automat. Va trebui să luptăm pentru politica agricolă comună, să rămână bani mulți acolo, va trebui să luptăm pentru politica de dezvoltare regională, ca să fie în continuare bani mulți acolo, și să luptăm pentru proiecte din Transilvania, pentru că nu vă ascund că alții luptă pentru proiecte din alte regiuni ale țării. Păi pentru proiectele din Ardeal cine luptă? Noi am făcut-o și vrem să o facem în continuare. A treia miză. Vrem să continuăm să luptăm și să muncim pentru o reglementare europeană despre statutul minorităților naționale. Am început această luptă de 10 ani, este o luptă grea. Am obținut în anul 2020 un vot covârșitor de 4-5 în Parlamentul European pentru inițiativa noastră cetățenească, însă Comisia Europeană, sub presiunea unor guverne, cele care nu recunosc minoritățile etnice, de exemplu Franța, de exemplu Grecia, Slovacia și, cu regret spun, și guvernul României la acea vreme, Comisia Europeană n-a făcut nimic.
Ne-a scris o scrisoare de 22 de pagini în care ne-a explicat că toate problemele noastre sunt rezolvate și că totul merge perfect și totul merge bine. Și al patrulea motiv, ultimul motiv pentru care noi vrem să fim acolo și pentru care vrem să și muncim, dar să și luptăm, este acela al statutului Uniunii Europene în lume. Uitați-vă acum la Uniunea Europeană și o vedeți un pic cam șchioapă, un pic cam cocoșată. Parcă și se micșorează așa. Reprezentantul nostru de politică externă, care este un bătrân socialist din Spania, are o credibilitate 14-0 pe scena diplomatică globală. Și atunci noi vrem să fortificăm Uniunea Europeană, pentru că într-o Uniune Europeană puternică și România este puternică, și maghiarii din România se simt în siguranță și este bine pentru estul Europei și pentru toată lumea să avem din nou o Uniune Europeană care are o voce pe scena globală. Este șubredă acum această Uniune Europeană în contextul actual în care vedem ce se întâmplă în Rusia, ce se întâmplă în China, ce se întâmplă în Statele Unite și în Europa, evident. Eu vă răspund la această întrebare cu da și nu și vă dau câteva propoziții pentru o parte și pentru cealaltă. Uniunea Europeană este puternică dacă ne gândim la crizele prin care a trecut. Criza de coronavirus n-a fost acum 20 de ani, a fost acum doar 4 ani. Criza din Ucraina și războiul de agresiune al Rusiei, Ucraina este vecina noastră, adică este la granițele Uniunii Europene. Nu au trecut decât 2 ani. Sigur că pentru război e tragic de mult 2 ani, dar pentru Uniunea Europeană este foarte puțin și am dovedit că ne putem uni. Ceea ce se întâmplă în Israel, ceea ce se întâmplă în Africa, ceea ce se întâmplă peste tot pe glob. Și atacurile la care suntem supuși prin războiul informațional, prin războiul împotriva minților și sufletelor noastre, de ruși, de chinezi, de tot cei care vor să ne destabilizeze, atunci, văzând că Uniunea Europeană obține rezultate, că programele continuă, politicile europene continuă, spunem că Uniunea este puternică pentru că a trecut peste aceste crize. Dar este și le-a gestionat mulțumitor. Le-a gestionat inegal, pentru că de multe ori, și așa vă spuneam la început, deciziile au fost bune pentru cei din vest și nu au fost chiar așa de bune pentru cei din centrul și estul Europei. Dar, pe ansamblu, am trecut peste aceste încercări. Pe de altă parte, nu stăm bine și este șubre de Uniunea Europeană, pentru că avem nevoie de o politică de apărare comună, pentru că este război, deci este război și nu încetez să spun acest lucru, în vecinătatea noastră. Pentru că avem inegalități covârșitoare care generează și nemulțumirea socială, pentru că rolul nostru pe lume este un rol care intră în eclipsă. Deci nu avem autoritatea pe care am avut-o, nu avem credibilitatea pe care am avut-o în urmă cu 20 de ani, și sigur că noi depindem de foarte multe alte lucruri. De exemplu, depindem de persoana pe care o vor alege americanii în noiembrie, ca următorul președinte al Statelor Unite. Deci, aceste crize de care vă vorbeam au scos la iveală dependențele Uniunii Europene. Așa că noi avem nevoie de o schimbare și despre această schimbare vă vorbesc, care poate fi obținută în 9 iunie, pentru că avem nevoie de conducători care mereu să fie atenți la oameni. Și eu nu cred că Comisia Europeană poate stabili dacă eu, ca minoritar maghiar în România, mă simt bine sau nu. Eu cred că Comisia Europeană trebuie să mă întrebe pe mine. Dragă minoritarule, te simți bine? Pentru că dacă eu spun că nu mă simt bine, înseamnă că acesta este adevărul. Dacă fermierii din România, Polonia și Bulgaria și Slovacia, care sunt țări toate cu agriculturi semnificative, simt că au dificultăți, atunci eu cred că Comisia Europeană are nevoie nu de bătălii birocratice, că n-ați completat tabelul, că ați greșit la rândul 2. Păi acum se întâmplă, pentru că foarte mulți fermieri se folosește birocrația împotriva unor state membre. Păi folosind birocrația nu vei face decât să majorezi, să crești nemulțumirea și nici de cum să rezolvi aceste probleme. Să ieși biruitor dintr-o bătălie birocratică în care eu am 4 tabele Excel și sunt mai frumos completate și vă înfrâng pe dumneavoastră,
asta nu o să vă facă să fiți mulțumită, ci din potrivă, vă va crește nemulțumirea. Și cum crește nemulțumirea celor care ne urmăresc acum? Sunt multe probleme în ceea ce privește și multe discuții în ceea ce privește și acest război. Mai nou se discută foarte mult și despre NATO, despre cine urmează să preia conducerea NATO în perioada următoare, dar românul de rând în continuare are foarte multe semne de întrebare cu privire la securitate, la ceea ce înseamnă siguranța României în acest context. Acum, aceasta este o chestiune foarte importantă și eu vin să spun, apartenența noastră euroatlantică este de importanță majoră, pentru că noi trebuie să obținem bunăstare de la Uniunea Europeană și trebuie să ne asigurăm securitatea de la NATO. Faptul că rolul României crește în NATO și că noi am putut nu numai să ne realizăm obligațiile acel 2% din PIB pentru înzestrare și așa mai departe, ci am putut să devenim un jucător important la granițele estice, granițe care se află lângă război, nu în război, domne ferește, dar lângă război, este un lucru foarte important. Faptul că noi suntem un partener credibil în NATO este un lucru extrem de important. Faptul că devenim încet, încet un partener credibil în Uniunea Europeană, mai încet decât ne-am dorit, dar devenim credibil și acolo, este de asemenea un lucru important. Acum, securitate și armata română și noi cei care avem vârsta noastră, eu am făcut armată la vremea comunismului, la vremea la care am împlinit 18 ani, am fost 9 luni în armată și știu ce înseamnă să ai, această haină militară, să porți haina militară. Astăzi armatele sunt profesioniste, dar faptul că noi suntem în NATO și că acolo există un articol 5, acela al protecției colective, reciproce, asta nu înseamnă că noi trebuie să neglijăm și nicio țară. Țările vestice care au neglijat 40 de ani aspectele apărării, care au industrii militare care, iată, acum se dovedesc a nu fi performante ca economie de război, pentru că n-am fost în stare să fabricăm 1 milion de obuze, așa cum am promis Ucrainei să le livrăm 1 milion de obuze în aproape un an de zile. Asta înseamnă că se revalorizează niște domenii în care România este ok, este bună. Noi avem competențe, am avut o industrie militară și o industrie de armament foarte, bine foarte performantă, bine pusă la punct. Sigur că ea a fost în condițiile pactului de la Varșovia, de la acea vreme, condițiile estului comunist. Lucrurile s-au schimbat. Însă noi acum putem redeveni importanți și putem obține bani din Uniunea Europeană pentru aceste obiective. Am avut o armată care a fost cu toate, deficiențele ei, cu prea mulți ofițeri la intendență și prea puțini ofițeri la radiolocație și așa mai departe, dar noi putem să revenim și în acest domeniu prin cooperări, prin faptul că noi am luptat deja împreună cu NATO pe diverse teatre de pe glob, că am fost extrem de încredere, extrem de eficienți, extrem de performanți în aceste operațiuni comune. Iată că acum a venit vremea că operațiunile comune se întâmplă pe teritoriul României. Și acest lucru este un lucru foarte bun. Nu ne dezavantajează acest lucru? Ascultați, în militarie este cam politică. Adversarul sau inamicul tău nu te va respecta dacă ești plin de zâmbete și dacă faci promisiuni și capul plecat, sabia nu-l taie și așa mai departe. Și adversarul tău militar, ca și adversarul tău în politică, te respectă dacă ești consecvent și dacă ești puternic. Dacă sunt puternic, atunci mă vor respecta inamicii mei. Dacă sunt serios și de încredere în politică, atunci mai degrabă mă vor respecta adversarii decât atunci dacă ne lipim și noi acum la acest partid comasat român și da, poate ne pică și nouă ceva. Nu! Politica se face pe cifre. Și militaria se face pe cifre. Pe cifrele înzestrării, pe cifrele capacității de operare, capacității de interoperabilitate cu armatele cu care colaborezi în NATO. Deci poziția noastră poate fi un avantaj pentru România. Eu cred că este categoric un avantaj. Este categoric un avantaj și trebuie să ne gândim încă la un lucru, că sigur Republica Moldova
a intrat pe o cale europeană, dar Republica Moldova astăzi este o țară lângă război, care este o țară complet expusă. Ce va face România în momentul în care se întâmplă ceva în Transnistria? Suntem noi capabili să furnizăm energie electrică, gaze naturale celor din Republica Moldova? Suntem în măsură să extindem ajutorul economic, să le asigurăm anumite resurse de care ei au nevoie? Suntem în stare să proiectăm forța noastră militară măcar cu 200 de kilometri la est sau 250 de kilometri cât avem nevoie ca să avem această proiect sau să participăm în exercițiul de proiectare a puterii militare pe care NATO îl face de fapt, dar acolo să fie o componentă românească, pentru că acea componentă românească va fi mereu mai atentă la Republica Moldova. Cumva în acest context România ar fi în prima linie în ceea ce privește Republica Moldova. Chiar suntem în prima linie și în ceea ce privește războiul și încă n-am vorbit de celălalt lucru foarte important. Sigur, poate că acum pe deveni nu știu dacă interesează reconstrucția Ucrainei. Dar ca subiect de geopolitică este un subiect foarte important. Reconstrucția Ucrainei a început deja, pentru că vedeți că se fac reparații de drumuri, de spitale, de școli și așa mai departe, dar reconstrucția Ucrainei, atunci când va începe masiv, va avea nevoie de baze logistice. Păi nu o să reconstruiești Ucraina de la Bruxelles, nici de la Paris. O vei reconstrui de undeva din România, din zone apropiate de graniță, sau dacă nu din România, atunci din Ungaria, din Slovacia sau din Polonia. Cine va fi mai abil și mai bine pregătit pentru aceste lucruri? Mai avem 10 minute din această emisiune și trebuie să discutăm puțin despre un alt subiect destul de fierbinte și al anului trecut, dar și al acestui an. Schengen, iată, vorbim din ce în ce mai mult. Acum ni se deschid noi porți, să spunem, înspre această nouă lume, dar totuși cunoscută de către români de foarte mulți ani. Acum totul va fi mai ușor, să spunem, pentru unii, din anumite puncte pentru de vedere. Pentru unii. Și de aceea eu nu sunt atât de zâmbitor și triumfalist. Este un pas important care se întâmplă duminică, peste numai două zile. Exact. Nu va trebui să mai prezentăm, sau de duminică, probabil de luni, nu știu exact care este ziua concretă, dar nu va trebui să mai trecem pe la ghișeul de control al actelor, ci vom merge direct în terminal, vom merge direct la poarta de embarcare, în aeroport. Sigur, pe granițele navale, asta este mult mai important din punct de vedere al traficului de marfă decât al traficului de persoane. Nu știu exact câte persoane circulă între România și Bulgaria cu vaporul, cu navele, sau între România și Italia, între porturile de la Dunăre și alte țări din spațiul Schengen. Deci este important pentru cei care utilizează căile aviatice. Nu va mai trebui să ne supunem controlului, inclusiv pentru copii este adevărat acest lucru. Sigur, în același timp, conform regulilor Schengen, poliția de frontieră poate să execute controle aleatorii, deci ei își au agenda proprie cu persoane urmărite, cu persoane aflate în atenție, respectiv agenda proprie în ceea ce privește minorii, pentru că trebuie totuși în continuare minorii să respecte acele reguli pe care le cunoaștem. Dacă nu sunt însoțiți de ambii părinți, atunci trebuie să aibă o hârtie de la celălalt părinte că se pot deplasa într-o destinație oarecare. Vine și cu minusuri această intrare în spațiul Schengen? Nu vine cu minusuri, ci vine într-un mod incomplet, pentru că adevărata aderare este aceea rutieră atunci când vor dispărea cozile kilometrice de la vămile noastre, atât cele înspre Bulgaria, cât și mai ales cele înspre Ungaria. Acolo în fiecare zi aproape vedem și în multe imagini, chiar zilele trecute am văzut camioane întinse așa pe kilometri întregi care așteptau să iasă din așa țară. Este această și acele camioane. Vedere o avem în fiecare zi, din păcate. Da, așa este și acolo. Nu e numai disconfortul șoferilor. Nu e numai faptul că mai sunt și mărfuri perisabile, poate, în acele cozi. Ci este, în primul rând, costul economic. Fiecare oră de staționare a unui camion se exprimă în euro, în câțiva euro, câteva zeci sau câteva sute de euro, care adunate, de fapt, reprezintă un handicap pentru comerțul României. Și atunci costul, ați văzut că în ultimele luni au apărut diverse estimări în miliarde de euro care reprezintă costul sau profitul nerealizat sau costul faptului că am fost întârziați la aderarea în Schengen, așa că
ziua de 31 martie, 1 aprilie, este o zi bună pentru România, a făcut acest pas important către aderare. Nu suntem singura țară, au mai fost și alte țări în decursul, mă rog, istoriei spațiului Schengen, care au aderat în două etape. Întâi cu căile aeriene și maritime, a fost chiar Austria, cea care acum ne împiedică. A fost Grecia la momentul respectiv, deci există exemple de țări care au aderat în două trepte. Important pentru noi este ca timpul de așteptare acum pentru pasul următor și final să nu fie prea mare, adică noi să reușim să obținem în următoarele luni și văd eforturi diplomatice, în fine, știm că în septembrie-octombrie vor avea loc alegerile din Austria. După toate semnele, ne scăpăm nu numai de problema aceasta a așteptării modului în care votează austriecii, dar ne scăpăm și de cancelarul Nehammer, care probabil că va pierde aceste alegeri, după cum arată, în pofida încercărilor domniei sale disperate de a capitaliza pe această poveste Schengen, de a capitaliza pe alte lucruri, lupta lui împotriva migranților și așa mai departe. Cred că acest partid va pierde alegerile. Și atunci noi trebuie să continuăm ofensiva diplomatică. În partea a doua anului, Ungaria este cea care preia președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Este o țară care ne-a promis și prin vocea premierului guvernului Ungariei că va sprijini aderarea pe deplin a României la spațiul Schengen. Să vedem și să folosim acest lucru. Exact. Rămâne de văzut când se va întâmpla acest lucru și cum vom reacționa până la urmă. În ultimele minute din această emisiune aș vrea totuși să le reamintim hunedorenilor, românilor, de ce sunt importante aceste alegeri europarlamentare în condițiile în care, așa cum spuneam la începutul emisiunii, sunt în special tineri care nu-și arată interesul pentru alegeri, pentru a participa la vot în general. Fie că vorbim poate la alegerile locale, lucrurile să stea puțin altfel, pentru că aici sunt mult mai apropiați oamenii de către cei care sunt pe acele liste, dar când vorbim de Parlamentul European, Parlamentul României, chiar și prezidențiale, lucrurile sunt puțin diferite. Acum am stabilit împreună, da, și împreună cu cei care ne urmăresc, am stabilit că suntem nemulțumiți de Uniunea Europeană. Am stabilit că am vrea să fie altfel Uniunea Europeană, am stabilit că am vrea ca tranziția să fie justă și am stabilit că politicile care sunt bazate pe ideologii nu sunt bune, trebuie politici bazate pe oameni. Atunci trebuie să vedem ce facem. Și ziua în care toți cei care ne urmăresc pot să facă ceva este ziua de 9 iunie. Atunci ei pot să aleagă, pot să-și exprime opțiunea față de un partid sau altul și față de oferta acestor partide. Pentru că gălăgia, Facebook Live-ul, să-ți rup cămașa de pe tine, să urli ca un descreierat, să arunci cu, eu știu ce, obiecte prin studioul și să te iei la ceartă cu competitorii tăi, nu sunt metode europene. Ele sunt, ca eficiență, sunt egale cu zero în Uniunea Europeană. Acești oameni, deși dau impresia multor alegători că ar putea să dea un răspuns la nemulțumirea lor, de fapt ei nu vor putea să dea răspuns la nimic, pentru că ei nu vor ajunge să conducă nici măcar o subcomisie în Parlamentul European. Așa că eu cred că nemulțumirea trebuie să fie reflectată prin votul pentru formațiuni politice și pentru partide care constată această nemulțumire, dar și au soluții constructive. Cum pot să rezolv dubla măsură pe Schengen? Păi aderând la spațiul Schengen, obligând, forțând Comisia și Consiliul să perfecteze această aderare. Cum pot să rezolv problemele nemulțumirilor economice, politice, politica agricolă și așa mai departe? Păi fiind uniți acolo la Bruxelles și exercitând presiune asupra Comisiei Europene. Deci eu cred că alegerea este simplă, avem nevoie de schimbare în 9 iunie. Această schimbare stă în mâna, în ștampila oamenilor care se vor prezenta la vot pe 9 iunie și stă de asemenea în discernământul lor de a alege politicieni care pot contribui la schimbare, nu politicieni care fac doar gălăgie.
Foarte, mă bucur că ați subliniat acest lucru. Avem nevoie, într-adevăr, și de prezentarea problemelor, dar și de soluții. Pentru exact. Că de cele mai multe ori auzim doar acuzații, acela n-a făcut, celălalt a făcut, dar n-a făcut bine. Soluția extremiștilor, este de foarte multe ori, păi noi trebuie să plecăm din Uniunea Europeană, pentru că noi suntem dupți din stele, pe noi bunul Dumnezeu ne-a pus în grădina Maicii Domnului și acolo noi o să fim bine. Păi nu o să fim bine și ca să înțelegem ce ar însemna să plecăm din Uniunea Europeană, vă rog frumos, ori vă uitați la Republica Moldova, ori vă uitați la Serbia. Ei sunt cei doi vecini care nu sunt în Uniunea Europeană. Păi dacă e mai bine în Republica Moldova decât la noi, atunci îi invit pe aceia să se mute în Republica Moldova. Dacă e mai bine în Serbia decât la noi, atunci îi invit cu drag pe aceia care consideră că e mai bine în afara Uniunii Europene să se ducă. Dar eu vă întreb un lucru. Oare de ce nu se îndreaptă migranții în cohorte de migranți către China sau către Rusia? Că ei sunt care spun că nu e bine în Uniunea Europeană. China cu propaganda otrăvită și Rusia cu propaganda otrăvită. Eu n-am auzit de migranți care să vrea să meargă în aceste două zone. Eu văd doar zilnic faptul că toată lumea de pe glob își dorește să vină în Uniunea Europeană. În ultimul minut o să vă dau ocazia de a le transmite tuturor catolicilor care duminică vor sărbători Paștele să le transmiteți un mesaj, vă rog, așa să încheiem emisiunea într-o notă mai bună. Da, mulțumesc frumos pentru această posibilitate. Este într-adevăr Vinerea Mare astăzi. Am și șovăit dacă e potrivit să vin la acest dialog cu dumneavoastră sau nu, dar sigur că v-am acceptat invitația. Eu aș vrea să le doresc tuturor celor care sărbătoresc Sfintele Paște acum duminică să aibă parte de speranță, de lumină, să aibă niște sărbători în pace și în bunăstare. Kedves néző, kedves hallgatók, boldog húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumim și noi pentru prezența în emisiune. Vă dorim sărbători liniștite și să ne revedem cu bine și în perioada următoare, deși va fi una destul de agitată, să spunem, din foarte multe puncte de vedere. Și să ne revedem cu cei care ne urmăresc acum pe 9 iunie la urne. Vă mulțumesc și dumneavoastră, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!